cu astăzi. Am să vorbesc despre pronumele personal. Este o lecție mixtă, oarecum de consolidare, pentru clasa a șaptea. Pentru început vom avea nevoie, vom porni de la textul din manual, din manualul editurii ART, de la clasa a șaptea, unde avem un exercițiu și avem de identificat pronumele personale, personale de politețe, pronumele reflexive din textul dat, precizând substantivele pe care le înlocuiesc. Am să le identific. Se este pronume reflexiv, așa cum vă aduceți aminte foarte bine din clasa a șasea. Își, la fel, pronume reflexiv. Ne, tot pronume reflexiv. Se, pronume reflexiv. Să vedem. Ei, pronume personal. Lor, pronume personal. Se, pronume reflexiv. Mi, pronume personal. A plăcut, atenție, aici avem persoane diferite. Persoana întâi, mie, în mi. A plăcut ideea, ea a plăcut, este persoana a treia. Aici avem un pronume un pronume personal, spre deosebire de acest mi, unde avem mi-am imaginat, unde avem mi, persoana întâi, am imaginat tot persoana întâi și avem un pronume reflexiv. Dumneavoastră, un pronume personal de politețe. În este un pronume reflexiv, tocmai pentru că avem în persoana întâi, închipui persoana întâi. Revenim la text. Avem aici și trebuie să menționez faptul că doar în cazul pronumelor personale la persoana a treia, înlocuirea cu substantive este posibilă. Și avem aici răspunsurile pe care eu le-aș fi așteptat de la voi. Și anume, pronumele personale, voi face o sinteză a ceea ce am spus mai devreme. Pronumele personale sunt ne, ei, lor, mi. Pronume personal de politețe, avem unul singur în textul dat, dumneavoastră. Pronumele reflexive, se, își, se, se, în și mi. Iar substantivele înlocuite de pronume sunt două substantive, și anume pământeni, care poate fi înlocuit de pronumele personal ei, și umanuiți, care poate fi înlocuit de pronumele personal lor. Vom trece, după ce am făcut o scurtă recapitulare a pronumelor, răspunsurile pe care eu le așteptam de la voi, vom trece și vom rezolva exercițiul numărul 1. Precizează persoana, numărul, cazul și funcția sintactică a pronumelor identificate mai sus. Adică, în exercițiul acesta. Și avem la exercițiul numărul 1, ne, este pronume personal, persoana întâi, numărul plural, caz dativ, funcție de complement indirect. Dintre ei avem pronume personal, persoana a treia, număr plural, caz acuzativ, iar ca funcție, da, ne uităm în text, avem aici granița dintre ei. Care graniță dintre ei? Răspunzând la întrebarea care, avem aici un atribut pronominal prepozițional. Ne, pronume personal, persoana întâi, număr plural, caz dativ, funcția de complement indirect. Dintre ei, pronume personal, persoana a treia, număr plural, caz acuzativ, funcție de atribut pronominal prepozițional. Lor este pronume personal de persoana a treia, număr plural, caz genitiv, funcție sintactică de atribut pronominal genitival, iar mi este pronume personal, număr singular, caz dativ, funcție sintactică de complement indirect. Și acum să revenim la exercițiul 2, care dintre aceste pronume sunt folosite cu formă neaccentuată. Vă reamintesc că întotdeauna prima formă care răspunde întrebării este forma accentuată, adică dacă eu pun întrebarea pe cine m-ai văzut în parc, pe cine ai văzut, pe mine, prima formă pe mine, mine, este forma accentuată, celelalte forme fiind forme neaccentuate sau, pe care noi le-am numit anul trecut, forme clitice.
Și care dintre aceste pronume sunt folosite cu forma neaccentuată? Avem ne și mi. Exercițiul al treilea din manual. În care dintre enunțurile de mai jos cliticul anticipează sau reia forma accentuată și motivăm răspunsul? Și aș vrea să ne reamintim ce înseamnă, forma accentuată și neaccentuată. Da? Formele neaccentuate ale pronumelui personal dublează în limba română complementul direct și complementul indirect. Dublarea prin clitice se numește fie anticipare, fie reluare. Anticipare atunci când cliticul se află înaintea complementului și am două exemple. Unul este în cazul acuzativ, iar celălalt este în cazul dativ. L-am chemat pe Dan, pe cine am chemat pe el, îl, l. Da? Aici vorbim de o anticipare a substantivului Dan. I-am cerut ei cartea. Cui am cerut ei îi i, aici vorbim tot de o anticipare a pronumelui, i-ul anticipează pronumele personal ei, și o reluare când cliticul stă după complement, și anume, pe Dana am văzut-o în parc, atenție, da, pe Dana este complementul, o este pronumele care stă după complement și atunci vorbim de o reluare a pronumelui personal. Reamintindu-ne aceste lucruri, putem să facem exercițiul numărul 3. Da? În niciunul dintre enunțuri, cliticul nu anticipează și nu reia, ci forma neaccentuată, ci este vorba de complementul direct la punctul A și respectiv B, da? Aici. Și avem, dacă înlocuim substantivele care îndeplinesc aceste funcții sintactice, astfel încât să se observe anticiparea sau reluarea formei accentuate, enunțurile devin. Pe el nu l-a impresionat filmul Avatar și avem aici o reluare, întrucât, așa cum am spus, pronumele personal, formă neaccentuată, stă după complement. I-am descris ei umanoizii de pe Pandora și aici avem o anticipare, întrucât stă înaintea pronumelui personal. Bun. Să ne reamintim câteva lucruri despre pronume făcute în clasa 6. Pronumele este partea de vorbire flexibilă care ține locul unui substantiv în general, iar pronumele personal desemnează diferitele persoane care participă la actul comunicării. Categoriile gramaticale ale pronumelui pe care noi le-am învățat sunt persoană, număr, gen, atenție doar pentru persoana a treia, formele accentuate și neaccentuate, numite și forme clitice, așa cum v-am spus. Pronumele personal are aceleași funcții sintactice ca și substantivul. Anul acesta, pentru că la substantiv ați învățat mai multe lucruri în clasa a șaptea, funcțiile sintactice am să le prezint așa cum le-ați învățat și la substantiv. Imediat. O secundă. Ca să ne reamintim din clasa 6-a, vom face aplicațiile din manual de la exercițiul 1. Găsește pronumele personale din textul de mai jos, menționează pentru fiecare persoana, numărul, cazul, forma și funcția lor sintactică. Și avem ca pronume personale le, l, el, și lui. Rămânem la text. Da? Avem și aici, iată, le-am și subliniat ca să se vadă mai bine. Iar rezolvarea. Le este pronume personal, persoana a treia, număr plural, gen feminin, caz acuzativ, formă neaccentuată sau clitică, funcție sintactică de complement direct. L, pronume personal, persoana a treia, număr singular, gen masculin, caz acuzativ, formă neaccentuată, funcție sintactică de complement direct. Haideți să vedem, să punem și întrebarea. L-a purtat pe cine a purtat pe el îl l, iar la le, unde le poți găsi, pe cine poți găsi pe ele le. Bun, la el,
Vedem, da? El ajunge la New York. El, pronume personal, persoana a treia, număr singular, gen masculin, caz nominativ. Cine ajunge? El este, are funcție sintactică de subiect, subiect simplu. Trecem mai departe și avem lui, pierderea animalelor lui, ale cui animale ale lui. Și avem lui, pronume personal, persoana a treia, număr singular, gen masculin, caz genitiv, funcție sintactică de atribut pronominal genitival. Pardon. Trecem mai departe și mai avem un pronume, îl aruncă. Pe cine aruncă pe el, îl, l? Și avem aici îl, pronume personal, persoana a treia, număr singular, gen masculin, caz acuzativ, formă neaccentuată sau clitică, funcție sintactică de complement direct. Rezolvând exercițiul din manual, vom trece acum să ne reamintim funcțiile sintactice așa cum le-am învățat la substantiv, numai că de data aceasta vorbim de pronumele personal. Subiectul, ne reamintim, răspunde la întrebarea cine pentru ființe, ce pentru lucruri, se află în cazul nominativ, ele au ajuns. Numele predicativ, putem să-l facem ca să se vadă, pardon. Numele predicativ, da? În cazul nominativ, prietenii acestora suntem noi, avem un verb copulativ și atunci noi este nume predicativ, Dana este contra lor, avem o prepoziție în genitiv și atunci putem vorbi de un nume predicativ în genitiv. Trecem la următoarea funcție sintactică și anume de atribut pronominal, prepozițional, care putem să avem întrebările care sau ce fel de și avem un exemplu în acuzativ, veștile de la ei sunt bune, care vești de la ei sau ce fel de vești, mai bine merge întrebarea care, comportamentul împotriva lor a fost condamnat, al cui, care comportament împotriva lor este tot un atribut pronominal genitival și, da, și este în cazul genitiv, iar reușita datorită vouă a fost lăudată, datorită vouă este un atribut pronominal prepozițional, în cazul dativ, prin prepoziția datorită. Atributul pronominal genitival răspunde la una dintre întrebările, a cui, al cui, ai cui, al cui, îmi place vocea lui, a cui vocea lui și se află în cazul genitiv. Complementul direct răspunde la întrebările pe cine ce, îl strig pe el, pe cine strig pe el, îl, l, și avem un complement, deci pe el, este complementul direct, este anticipat de pronumele formă clitică, îl, și se află în cazul acuzativ. Complementul prepozițional, avem mai multe întrebări, despre cine, despre ce, pentru cine, pentru ce, la cine, la ce, cu cine, cu ce. Vorbim despre ea, despre cine vorbim despre ea. Este un complement prepozițional în cazul acuzativ. Complementul indirect răspunde la întrebarea cui. Îi dau cartea lui. Lui este complementul indirect anticipat de pronumele personal formă clitică, îi. Și se află în cazul dativ. Circumstanțialul deloc răspunde la întrebarea unde, până unde, încotro, avem mai multe întrebări, merg la ea, unde merg la ea, în acuzativ, avionul zboară deasupra lor, unde zboară deasupra lor, în genitiv, datorită prepoziției deasupra, câmpul se întinde în fața, atenție, având un pronume personal, formă neaccentuată, deși prepoziția este una oarecum specifică pentru cazul genitiv, aici cere, impune cazul dativ. Circumstanțialul de mod răspunde la întrebarea cum se poartă ca mine, cum se poartă ca mine, se află în cazul acuzativ. Circumstanțialul de timp, când, când, după când, când, de când, până când, avem mai multe întrebări, am pus numai una singură aici, a sosit după mine, când a sosit după mine se află în cazul acuzativ, a sosit înaintea lor,
se află în cazul genitiv datorită prepoziției înaintea. Circumstanțialul de scop, cu ce scop, în ce scop, avem ca întrebări. Am un concurs și pentru el m-am pregătit. În ce scop m-am pregătit? Pentru el. Sau, acesta este un enunț în cazul acuzativ, mai avem și unul în cazul genitiv. Am concurs și în vederea lui m-am pregătit, datorită locuțiunii prepoziționale în vedere. Circumstanțialul de cauză, din ce cauză, din ce pricină, avem mai multe întrebări. Din pricina lui am necazuri, din ce cauză am necazuri, din pricina lui se află în cazul genitiv. Am să mă opresc un pic asupra unei funcții, pe care nu ați făcut-o anul trecut, și anume cea de complement indirect posesiv. Este un tip special de complement indirect, exprimă posesia și se poate raporta la subiect, i-a murit câinele, câinele lui, da? Cine a murit câinele? Câinele este subiect, da? Și are înțelesul de posesie, iul acesta. Complement, se poate raporta la complementul direct, umbrela, ți-a rătăcit umbrela, ce-a rătăcit umbrela este un complement direct, dar țiul acesta se referă la umbrela ta. Complementul se poate raporta la complement indirect, mi-a pus lacăt gurii, gurii mele, cui a pus lacăt gurii, se raportează la acest complement indirect și este vorba de gura mea, mi-a pus lacăt gurii mele. Se mai poate raporta la nume predicativ, Ion le-a fost sprijinul la bătrânețe, adică sprijinul lor, da? Și avem aici un nume predicativ. La un circumstanțial, îmi bate cineva la geam, unde bate la geam, adică la geamul meu, și se mai poate raporta la un atribut, mi s-a spart oglinda mașinii noi, mașina noastră nouă. Nu în ultimul rând, trebuie menționat și faptul că uneori există pronume personale fără funcție sintactică. Avem aici două situații. Prima, atunci când face parte din anumite expresii și nu evocă un referent, și anume, le zice bine, a luat-o la sănătoasa, îi dă cu gura, și putem să mai găsim și alte exemple în multe expresii, sau atunci când marchează implicarea afectivă puternică a vorbitorului și angajarea ascultătorului în actul comunicării. Atunci vorbim de un dativ posesiv, el este specific, mai mult îl întâlnim în literatura populară și ca exemple am luat două exemple, mi-l luă și mi-l pregăti pentru examen în 2 timp și 3 mișcări sau mi ți-l-a trosnit de nu s-a văzut. Acestea fiind zise, am să vă reamintesc că pentru astăzi am vorbit despre pronumele personal, o lecție pentru clasa a 7-a. Sper ca informațiile pe care vi le-am prezentat să vă fie de folos și vă urez o zi bună. Mulțumesc!